Directorul general al sănătății pentru partea de est a Bagdadului a anunțat că dublul atentat sinucigaș care a avut loc în centrul orașului s-a soldat cu 26 de morți și 90 de răniți. În comunicatul Ministerului de Interne din Irak s-a specificat faptul că bilanțul victimelor ar putea crește. Doi atentatori sinucigași s-au aruncat în aer în piața Al-Tayran, în centrul Bagdadului, a anunțat un purtător de cuvânt al Comandamentului Comun de Operațiuni, care grupează armata și poliția. Piața Al-Tayran este un important centru comercial din Bagdad. Lucrătorii zilieri vin în acest loc în fiecare dimineață în căutare de muncă. Această piață a fost vizată de mai multe atacuri. Nici o grupare teroristă nu a revendicat până în prezent atacul.